Doamnelor și domnilor, stimată doamnă Irina Macedonski, bine ați venit la domeniul GICA și o să vă rog să veniți mai aproape. Ne regăsim astăzi după un an de zile de la ultimul eveniment, încercând prin acest mod de a ține vie această tradiție, de a ne cunoaște istoria, pentru că, așa cum spuneam, dacă nu ne cunoaștem trecutul, să nu avem pretenții prea mari de la viitor. Ne aflăm pe domeniul GICA, care a aparținut o lungă vreme familiei GICA, a trecut prin mai multe perioade pe care le-aș lăsa să le dezvolte următorii vorbitori care sunt mai pricepuți în ceea ce privește istoria acestui loc. Aș spune decât câteva cuvinte, că acesta se află la jumatea distanței între București și Târgoviște, o poziție strategică, i-aș spune eu, din punct de vedere economic, istoric, social și, în ultimul rând, politic. Amplasat într-un parc de o frumusețe aparte, se află fosta moșie a cărturarii români Ion GICA. Domeniul cuprinde rămășițele conacului boieresc, capela familiei și, în fața acesteia, două pietre funerare. Primul loc de veci este al lui Ionel GICA, celebru aviator român, nepotul lui Ion GICA, pe a cărui placă sunt cioplite cursele pe care le-a străbătut înainte de a muri. Al doilea este cel al Irinei GICA, născută Cantacuzino, la căpătuiul căreia veghează 5 îngeri. Sub biserică este cripta ghiculeștilor, unde se află mormântul lui Ion și Eliza GICA, capela fiind opera celebrului arhitect Grigore Cerchez. Vreau să-mi permite să dau cuvântul doamnei Irina Macedonski, astăzi în calitate de reprezentant al familiei GICA, pentru care eu, ca și răcărean, ca și ghergănean, am un deosebit respect. Este familia care îi datorăm foarte mult din punct de vedere politic, foarte mult din punct de vedere social, al existenței localității noastre, și să nu uităm că, cu ani în urmă, familia GICA a luat parte la cele mai importante decizii din punct de vedere politic la nivel național.